Se spune că oamenii care reușesc în viață știu ce vor și știu să ajungă unde vor. Asta învățăm și noi astăzi pentru că vrem să fim de succes. Loredana Latiș ne ajută. Îți mulțumesc tare mult încă o dată. Bună ziua și bine v-am regăsit. Se pare că tu ești omul succesului pentru că de când te știm noi zâmbești în fiecare zi și ești mulțumită de viața pe care o trăiești. Să înțeleg, oare ai știut ce ți se potrivește? Dintotdeauna, nici vorbă. Am descoperit abia acum câțiva ani. Da, așa este, pentru că până în 2007 eu am crezut că ceea ce mi se potrivește este ceea ce mi s-a spus din copilărie, ceea ce am învățat acasă, că este important să ai aia, 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 să faci aia, aia, aia și mai departe. Și am trăit cumva după acele aia, aia, aia. Uh-huh. Cumva acelea nu erau ale mele. Erau ale părinților mei, erau practic percepția lor asupra vieții și așa mai departe, nu neapărat ce m-a reprezentat pe mine. Și abia când am avut curajul în 2007 să mă uit un pic la mine și să zic, ok, de fapt, ce este important cu adevărat pentru mine? Ce contează în această viață pentru mine? Nu pentru mama, nu pentru fratele, nu pentru sora, nu pentru colegul, nu pentru șeful, nu pentru soacră, nu pentru nimeni. De fapt, ce contează pentru mine? Și abia atunci am început acel dialog în interiorul meu și mi-am clarificat, ok, de fapt, pentru mine este important asta și asta și asta. Și dintr-o dată mi s-au reorientat prioritățile. Și adevărul este că de atunci începând, în primul rând trăiesc pentru mine, pentru că eu am constatat că dacă eu sunt fericită, dacă eu sunt împăcată, dacă eu sunt armonioasă cu mine, pot să fiu fericită, împăcată și armonioasă cu tine. Corect. Pot să fiu și cu soțul meu, pot să fiu și cu mama mea și cumva am căpătat acea libertate prin care să nu mai fie nevoie să-i controlez eu. Să și controlez. Mai mult, generic vorbind, mi-ai dat și mie din armonia ta. Da, Doamne ajută! Asta e, așa e. Da, așa se întâmplă. Uite, aș vrea să te întreb. Poate că mulți ar spune de ce vorbim despre un astfel de subiect într-o emisiune de medicină. Eu am mai spus și am mai făcut pledoarie pentru sănătatea interioară, pentru liniștea interioară. Tu ești specialistul. Spune-mi de ce e bine să știm ce ni se potrivește pentru a fi și sănătoși. Pentru că atunci când tu ești în armonie cu tine însăți, corpul tău este relaxat. Și în acele momente, orice boală, orice virus, orice nu se atinge de tine, pentru că tu ai imunitatea crescută, ești armonizat cu totul și ești cumva protejat. E, când nu ești în armonie cu tine și când trăiești viața după cum ți s-a spus sau după cum ai crezut tu că ar fi bine sau cumva să te sacrifici, cum aud foarte mult în jurul meu, clienții mei spun adesea, m-am sacrificat pentru copii, m-am sacrificat pentru soț, pentru soacră, pentru copil, pentru oricine din lumea asta, mai puțin pentru propria persoană și cumva simt că au dăruit foarte mult și nu au primit nimic înapoi. Așa e, atunci apare frustrarea, apare supărarea, apare acea tristețe cumva care se imprimă pe chipul tău. Știi, citeam un articol sau urmăream o emisiune în care profesorul Grigore Leșe spunea așa și cred că ar trebui să ne dea de gândit. Durerea este brandul de țară. Mare lucru și foarte important de subliniat. Și îți propun ție și îmi propun ca noi cei care privim această emisiune să transmitem mai departe și să spunem așa, hai să căutăm sănătatea, frumusețea, dorințele, bucuria în noi și să construim din anul ăsta temelia pentru o viață, o viață frumoasă. Și atunci, învață-ne cum reușim să ne alegem corect drumul în viață sau drumul până la magazin, da? Calea cea mai scurtă și cea mai propice nouă. Cred că cel mai important este să învățăm, pentru că nu știm, să ne ascultăm corpul, să ne ascultăm ceea ce simțim cu adevărat. Dacă eu mă duc, ies din casă și într-o dată mă gândesc, dacă mă duc să iau sau să mă întâlnesc cu cineva și starea mea din corp este neprielnică mie, de genul am palpitații, mă ia tremuratul, mă ia febra, mi se întâmplă ceva, este clar că eu de fapt nu îmi doresc să ajung acolo, pentru că cumva subconștientul meu percepe ca un fel de atac sau ca un fel de ceva rău mi se va întâmpla. Și mă trage înapoi acasă. Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată când aveai un examen așa foarte important, buși dintr-o dată te ia burta, te ia capul, vomiți, ai febră și așa mai departe. Exact același simptomie. Atunci hai să învățăm să ne ascultăm. Dacă mie o întâlnire cu cineva îmi face rău, de ce să mă mai duc? Bun, uite, cred că foarte mulți români când se duc la serviciu merg cu această durere de burtă, de cap și din păcate. Of, încă o zi de muncă. Da.
Haide să înlocuim în primul rând cuvântul muncă, pentru că în România clar are o notă negativă, o conotație negativă și atunci automat noi suntem negativi. Cum plecăm noi la serviciu și cum reușim noi să facem prin propriile puteri o zi bună de serviciu, indiferent de ceea ce spun șefii sau colegii din jurul nostru? În primul rând să ne setăm intenția. Pur și simplu, ce îmi doresc eu să obțin din această zi de la jobul pe care l-am? Eu personal, nu știu cei de acasă, dar eu personal plec cu gândul, wow, ce lucruri voi descoperi astăzi despre mine, în primul rând, pentru că voi fi pusă în diverse situații și eu voi avea diverse răspunsuri și atunci am la ce să mă gândesc, cum pot eu să mă armonizez mai bine cu mine, despre viață, da? Cum pot să văd binele în coleg, în prieten, în ce se mai întâmplă pe acolo, în șef, chiar dacă poate unul foarte luxos, exact. Sau foarte, dar eu pot să citesc, să văd dincolo de, nu eu ca eu, Loredana Latiș, exact. Orice om poate, dacă este focusat pe așa ceva. Și cumva fiecare zi la job poate fi pentru noi o treaptă spre dezvoltarea noastră. Depinde ce ne raportăm, ce dorim să obținem. Eu am o vorbă. Unde ți-ai dus atenția, acolo ți-ai dus puterea. Așa. Dacă eu îmi duc atenția la lucrurile care nu funcționează din viața mea și sunt în mod sigur, ca în viața fiecărui om, atunci sigur puterea mea se va duce acolo, va hrăni acele lucruri, iar eu la sfârșitul zilei voi fi sleită. Da. Și voi fi probabil epuizată și plină de frustrări. Exact. Și dacă fac lucrul acesta în fiecare zi, probabil că mâine, poimine, așa, peste un an voi fi bolnavă, pentru că al meu corp va fi veșnic într-un stres. Corect. Uite, aș vrea să te întreb ceva, să-ți cer părerea și poate vii și cu un răspuns pe înțelesul nostru al tuturor. Am observat că în România există, în momentul de față, două categorii de oameni. Acea categorie care, din păcate, a ajuns în acel moment al vieții în care nu mai poate face față la noutatea informațională, la noul mod de gândire, și o nouă generație care se pregătește în a se construi pe sine. Așa, consider că există această departajare, pentru că lucrez toată ziua, bună ziua, cu oamenii. Cred că există și a treia, cea de tranziție între. Aha, și cu care se lucrează mai greu, dacă e să o luăm așa? Eu cred că oamenii cu care lucrez eu sunt acei oameni care deja sunt cel puțin în tranziție. Sunt acei oameni care vor mai mult. Sunt acei oameni care au realizat că viața lor înseamnă mai mult decât somn, mâncare și toaletă. Da. Și un copil și un job la care se ducă pur și simplu să nu moare de foame. Sunt acei oameni care și-au dat seama că poate rostul lor pe pământul acesta este altul. Pentru că eu trăiesc cu o convingere foarte puternică, și anume aceea că fiecare dintre noi, și dintre cei de acasă și din cei din acest studio, au o menire pe acest pământ. Poate încă nu și-o cunosc. Majoritatea dintre noi nu o cunoaștem, dar când o descoperim și o cunoaștem, este ceea ce noi lăsăm în urmă. Așa și e. Atunci merită să cauți un pic acea menire, acea genialitate din interiorul tău, fiindcă există. Și nu mai există o altă Loredana pe pământ, nu mai există o altă Teodora, nu mai există altcineva. Există doar oameni separați, individuali, genii și unici. Nu mai există doi la fel. Eu sunt ferm convinsă că această disciplina ta, cu o numim disciplină, apoi psihologia prin oamenii potriviți, ar trebui clar introduse în școlile din România, mai degrabă și în grădinițele din România, pentru că îmi doresc să avem și noi oameni cu zâmbetul pe buze pe stradă sau în metrou, da. Pentru că sunt oameni obosiți. Și stai să te întreb, ce se întâmplă totuși în afară? Unii dintre ei mai găsesc resurse în a se bucura de soare, de... Pentru că de multe ori mi se întâmplă și mă gândesc, este atât de frumos afară și eu sunt atât de tristă și nu pot să absorb energia pozitivă și măcar n-am această capacitate. Dar în minte s-o și înțeleg. De fapt, ai capacitatea, dar nu este antrenată. Exact, exact. Toți avem capacitatea de a fi fericiți. Învață-ne puțin, dă-ne un pic din tolba ta de lucruri bune. Cum să ne construim fericirea dimineața când ne dăm jos din pat? Uite de aici. De aici și cu ajutorul vorbelor. Poate le spunem sau doar, pot fi doar gânduri, dar ideea este în fiecare dată când ne trezim, să ne trezim indiferent că am dormit pe stânga sau pe dreapta sau indiferent fie cum. Fie că ne doare după cap sau da, mai știu eu. Da. Și pur și simplu este un antrenament. Să ne gândim, în primul rând să fim recunoscători că am mai văzut soarele o zi, pentru că este un lucru foarte important. Eu lucrez cu bolnavii de leucemie de la Fundeni și unii nu apucă să mai vadă soarele. Să ne amintim acest lucru. Da? În primul rând să fim recunoscători că am văzut soarele și să ne setăm o zi extraordinară. Astăzi va fi o zi extraordinară. Să spun pe vorbe. Nu e nevoie neapărat să o cred.
Dar știi cum e? Chiar dacă este o minciună și o spui de mai multe ori, ajuns o crezi tu. Exact. Și atunci, da, măcar să fie un adevăr frumos, da? Dacă nu e o minciună. Prefă-te, fiindcă de fapt vei deveni în ceea ce te prefaci. Da, corect. E chestia de aici, doar să ne obișnuim mentalul să vadă soarele de afară, să vadă frunzele, să vadă să audă ciripitul, să vadă oamenii frumoși, să vadă ce este frumos în oameni. Așa e. E pur și simplu chestia este tare, să mă duc în oglindă să zic, wow, ce bine arăt. Poate am cearcăne, poate am ochii scoși, nu știu. Nu știu, eu, doamnele de aici din platou, fac acest exercițiu vreodată, l-ați făcut? Nu știu, ați fost recunoscătoare pentru ceea ce sunteți? Da, uite, unele doamne spun da, unele nu. Nu prea. Funcționează? Nu? Funcționează. E mai bine, spun. Așa. Mulțumesc tare mult. De fiecare dată vii cu o doză de energie fantastică. Îți mulțumesc tare mult. Vreau ca această oră de duminică să fie într-adevăr una pozitivă, una care să ne îndemne ca de mâine, de ce? De nu, acum, de acum când trecem, da, la următorul subiect, da, să extragem tot ce e mai bun în omul din fața micului ecran, pentru că asta contează cu adevărat. Mulțumesc încă o dată, dragii mei, să aveți zile cu bine, să aveți duminici frumoase alături de Dr. H, pentru că merită, și vă îndemnăm să selectați foarte bine programele din viața dumneavoastră, pentru că și ele contribuie la românul de mâine, românul chiar de acum. Cald de mulțumiri pentru atenție, nu uitați de adresa de e-mail și de pagina de Facebook afișate acum pe micul ecran, de cuvântul cheie și de concursul nostru. Centrul Vivamus România este alături de noi, un pahar mitos plin de sănătate, o apă structurată vă așteaptă. Așadar, n-aveți decât să fiți în fața micului ecran în fiecare duminică, începând cu ora 16, aici la Dr. H pe TVH. Cu drag, la revedere!